buni? Da. Mai să dai și așa? Bandajate. Mamă, să te uiți la alea dacă ai timp, scenetele alea, să vezi ce scenete am. Păi o să le văd. Ce Caterinca. Dar nu se putea să ceva? Păi, cred că da. Cred că da. Asta e și ideea. Noi am dat mai mult pe parodie, pe astea așa. Dansul, ar fi frumos ca unul dintre voi, știi, să... Stă puțin să strănu, să nu te încurc. Nu, mai acum că vrea să strănu, nu da el. Elefant, elefant. Să zici elefant, nu mai strănuți. Serios și nu mai strănuți? Da. Zici elefant, pac, și nu mai strănuți. Dar să zic el. Sau zici alt grip, deci să zici. Când m-am... Prindi imediat. Mă gândesc că nu ar mai face, că deja au fost câteva concursuri. A fost la cupluri săptămâna asta, ies la mol, iese Daniel cu iubita lui. Daniel, da? Da. A, da, s-a făcut cu... Așa. Bravo. Puteți să vă faceți la film, puteți să faceți concursul orice. Concursul ăsta este optim și am așa niște haine. Da, mă, du-te două ore la film. Dar cât ne țin? Stă după noi? Stă după noi, nu? O să stea atunci cu doamna Daniela și cu Alin când a fost, sau mult. A, ea a pus și gata atunci? Te duci la două ore, nu fiți prost o oră jumate. Duc la film, două filme, mă, și desene animate. Da, mă, și mie și mie de la Mac, un hamburger. Și până mai vezi și noi ce s-a mai întâmplat. Mai timp mă duc, îmi iau te duci la un film ca să obosez și prima mă duc la film. 40 de lei pe film. Sau la patinoar. La patinoar, dacă te duci la băneasa. Film. Ce ai? Mă duci la KFC, mă, mergi. Și vine la cu camera după mine? Da. Da, stă frumos. Să uite și el la film? Da. Oh, păi și, a, plătește. Dar cine plătește? Ești plătesc ei. Păi, am să-i dau eu din aia 6 milioane. Nu, te duci la patinoar, te duci la film, la patinoar și după aia ți-ai de îmbrăcat. Lasă-mă. Stai, uite ce ore ai. Ce personaj o să fiu? Ce vrei? Eu vreau să fiu cel mai al dracu, cel mai... Cel mai, cel mai? Da. Să-mi faci o fată, da, dracu, știi? Dur. Dur. Inabordabil. Să-ți sprâncene pe aici, da. Așa, pe știi? Sus. Gen, mamă, ăsta numai când te uiți, nu poți să... Știi? Ok. Să aibă impactul ăla, așa. Uh-huh. Să mă gândesc, mă, cât impact mai bine gândesc? Cu siguranță. Cum ia-s aici, om? Acum am zis că ești psihopat, nu ți-ai dat seama. Da. Nu știi ce s-a întâmplat. Te-a luat cap. Voi nu vă plictiseați aici, în casă? Ba da. Ha. Ce făceați să vă mai treacă timpul? Am făcut și cărți. Ne jucam și cu baloane, le umpleam cu apă și fugeam după noi și ne stropeam. Se spart baloane și dacă sunt umplute cu apă, știm. Se dai în cineva, se sparge știm. Balonul și te uiți. Așa. Ce mai făceam? Prinseleam, ne ascundeam. Asta am jucat. Capra nu asta ați jucat? Și capra, și țară-țară din Mimo. Și Mimo, și... Toate jocurile. Nu mai știu, mă, la chile predătă, știi? Astea... Masă de tenis, ceva. Sau mai era asta jocul mai ăla? Mai târziu. Când venea cineva nou în grup. Puneam întrebări celui de lângă el, dar practic adresate nu lui, celui de lângă el. Gen... Ah, da, înțeleg. Răspundea cel de lângă tine, nu, de când dacă ți se adresa o întrebare, răspundea așa? Cel de lângă tine. Sau tu răspundeai pentru cel de lângă tine, știi? Da. Îl induceai în eroare pe cel care stătea în mijloc, știi? Era care era. Păi nu, că nu mai știu cum era, era super interesantă ideea. Da, de te ține așa strâns cum ar veni. Și să faci face niște... Niște bandaje de ăla să stau în mașină. Sau să... Dar n-ai cămașă albă. Una mare, din afară știam toate jocurile, dar aici le-am uitat. Aici încep să uiți tot. Nu mai țin minte parcă singur. Cum? Țin minte nimic. Cele mai elementare lucruri, ne uităm așa. Lasă așa ceva. E prea cald. Lasă așa. Păi nu pa. Deja sunt paralel. Da. Să leagă ce lași la spate. Da, mă. Știi cum e? Uite, sunt? Păi nu, uite acolo. Da, așa aia. Dacă avea și tentile. A. Era. Așa aia, nu? Era mișto așa. Chiar, lentile nu le-a adus și nu. Și nu erau scump. Să nu mă bere. Așa de... Dar oare poți să stai cu un ochi închis? Să stau cu un ochi închis? Da, dacă trebuie, dacă... Da, nu, mai degrabă să pun undeva sus. Ca să nu te încurce. Am și așa de bine cam unde... Să o lipesc undeva aici. Merge, nu? Mhm.
Îmi plăcea la Joker, știi? Joker? Care lui? L-a făcut lui Lucian? Nu știu cu el, l-ai făcut lui Lucian, Lucian. Poți să fiu Joker. Și a încercat și, cum îl cheamă, Cătălin să-și facă. Mai îmi plăcea aia a lui Batman, știi? Figura aia lui. Care? Deci toată fața aia. Când stă el nervos, încruntat. Ah. Dar bine, cred că trebuia și o de asta, o costumație. Normal. Ca așa, așa doar pe față, nu cred că merge. Din machiaj nu cred că merge, doar. Te mai băgasem vreo pe aici. Da, da. A venit păi și Gina. Așa m-am salvat mulți, și eu și Raimă. Și eu am salvat, pentru ce mă salvez, ce vrei? Când am început, am ieșit numai... Și, ba, a trebuit să aleg, să protejez, ba, să putare. Și după aia, de ce am făcut așa, că de ce nu? Fă ceea ce crezi tu, ceea ce simți tu. Păi și eu o să fac tot ce simți. Exact, dar asta trebuie să faceți. Spuneți, nu. Noi mereu ne luăm după unul, după altul, efectul ăla de turmă. Nu trebuie să iei că sunt pe primul loc și am responsabilitate. E un fel de, cum să spun eu, trebuie să mergi pe ideea, bă, sunt susținut de atâția oameni, atâția oameni pun suflet pentru mine. Tu asta trebuie să, e și o răsplată, tu. Nu trebuie să te superi că te scoți pe primul loc, într-un fel îi jinești. Că ei se luptă pentru tine, știi? Corect. Trebuie să dai tot ce poți. Nu știu, m-am simțit de prost că... Te simți, dar... Aș vrea să-i salvez pe toți, poate sau... Uh-huh. Știu cum e. Spuneți întotdeauna ceea ce gândiți. Dar totdeauna. Fiți sinceri, fiți le-ai direcți. Le-ai spus la fete astea? Fiți corecți. Nu aveți de ce să vă fie frică de nimic, nu pierdeți nimic. Și când o să ieșiți de aici, vă gândiți, băi, am procedat corect? Da, am făcut exact ceea ce am simțit, așa că nu mă mustră conștiința, merg cu fruntea sus. Dar după aia, dacă încerci să joci murdar și ieși de aici, băi, am făcut rău și n-a fost corect din partea mea și e normal ca cei de afară să mă critique, e urât sentimentul. Fiți indiferenți, fiți, adică la răutățile de afară. Sunteți indiferenți dacă, după mult timp o să fiți. Eu am, când am, în ultimul timp, în ultima săptămână, nici atunci nu puteam să fiu indiferent. Păi, nici nu poți, nu? E greu. Eu puneam tot la suflet. Eu nu trebuie puțin cu mesajele, cu telefonul ăsta, n-am nicio treabă, deci poate să-mi... Aici trebuie să fii foarte rece. N-ai mamă, n-ai tată, n-ai prietenie. Știi cum? Într-un fel trebuie să fii fără simț. Să te interesezi doar persoana care vrei să faci cuplu, să-ți faci...